Bun venit la sfârșitul lumii, unde avem locuri fix pe rândul din față. Tribuna oficială, lojă, VIP. Vedem cum peste 300 de bănci au devenit nu deodată insolvente. Dacă nu cumva ai văzut clipul anterior despre cum Bitcoin va merge la 1 milion de dolari în doar 90 de zile, te duci frumos și îl vezi, dar nu înainte să vezi clipul de azi, pentru că este foarte, foarte important. De ce se întâmplă ce se întâmplă acum pe piață și de ce este sfârșitul lumii? Pentru că a zis ăla, marele Nostradamus de Tankerville, care se dă cu nămol pe genunchi și pe creier de când era mic. Ăla știe mai bine, nu te mai lua după ce e. Și ca să vedem cum din nou primești încă o dată primești șansa direct de la mine, da? După câteva linii pe care le-am trasat pe grafice pe aici pe acolo, primești șansa în sfârșit să devii bogat, să treci de la Timișoreana la Stella Artois. Vedem astăzi tot, da? Ai puțină răbdare. Puțin tică răbdare, da? Și lasă sarcasmul la o parte. Hai să vedem din clipul anterior, da? Ce am înțeles eu personal din betul lui Balaji, da? A pariat pe 1 milion de dolari, a făcut două beturi de 1 milion de dolari cu două persoane diferite, că Bitcoin merge în 90 de zile la 1 milion de dolari. De ce nu vreau să se întâmple chestia asta? Pentru că dacă are dreptate, este nasolie pentru majoritatea oamenilor, da? Și o să luăm o analogie cu când s-a mai întâmplat chestia asta în istorie, pentru că nu se întâmplă prima oară. Cineva, cândva, prin anii 1930-40, ceva de genul, a putut tot așa să facă saltul imens de la Timișoreana la Stella Artois. E păcat să ratezi șansa asta. Uite ce am înțeles, da? Numărul 1. Fed știa că băncile sunt insolvente încă din iunie 2022. Dacă vrei să te asiguri că nu mănânc ra... Te duci în clipul anterior pe care l-am făcut despre trade-ul lui Balaji și a pus acolo toată documentația pentru toată lumea să o vadă, da? Bitcoin între timp a umplut și gap-urile de la 28.000. Ții minte gap-urile, da? Ții minte că am vorbit că e potențial și mare durere să meargă acolo prima oară? Ții minte. Ce awareness mi-a mai adus betul lui Balaji, da? Fed-ul a pornit agresiv Federal Funds Effective Rate, chestii la care ne uităm de vreo 3 luni, și le-a decimat trezoreriile. De ce? Pentru că băncile astea, încă o dată, nu au bani. Dacă un miliard de dolari vin de la cei ca noi, fraierii care muncesc, da? Îi primim și mergem să-i depunem în bancă, pentru că nu stăm să-i ținem cash la saltea, îi depunem în bancă și ăștia cumpără trezorerii, treasuries, da? Bonds, chestii. Și chestia despre care nu am vorbit aici pe canal și pur și simplu nu am știut-o pentru că n-am documentat-o, da, am văzut-o după aceea în documentația pe care a pus-o la punct băiatul ăsta, și anume că Fed-ul a pornit agresiv, Federal Funds Effective Rate, da, ține minte, de 50 de ori l-au mărit într-un an de zile și le-au decimat trezorerile, după ce, în prealabil, le-au spus băncilor comerciale, în majoritate, asta 300 de care vorbim, că nu vor trece de 1,5%. Am ajuns la 4,75%, aproape 5%, da? Pentru că treasury yield-ul, da, randamentul ăla dat de bond sau ce mai cumpărau ăștia, era undeva la 1 și ceva. Adică era foarte mic, da? Ăștia au zis, bă, nu trecem peste, tocmai ca să nu vă decimăm. E, ghiși ce au făcut? Știau că sunt insolvente. Fed-ul știa că băncile astea comerciale sunt insolvente. Știau din iunie 2022, de când au început să mărească interest rate-ul cu 0,75% pe lună. De le-au dus până la 5 aproape. Deci de atunci știau chestia asta și de atunci au început nebunia, da? Și le-au decimat trezorerile. Și acum, punctul numărul 3, foarte, foarte important. În mijlocul bankrun-ului, da? La fel am vorbit în ultimele două clipuri ceva de genul despre bankrun-uri. Adică lumea se duce la băncile unde și-au depozitat banii să scoată banii cash. Iar banii aia cash nu există. Sunt cifre pe ecran exprimate în ce ai acolo, lei, dolari sau mă rog. Și acum, în mijlocul bankrun-ului, Fed-ul anunță că începe programul FedNow, adică CBDC-urile alea de care tot vorbeam, și se va lansa în iulie, fix 3 luni de acum încolo. Mi se pare ca o conspirație, dar de fapt e doar matematică. Dacă pui cap la cap chestiile astea, nu mai dau cu părerea, da? Numărul 4. Fed a selectat cu atenție marile bănci cu care va lucra în programul ăsta. Deja a început și a blocat rapid băncile care oferă o scăpare din lumea fiat. O scăpare din lumea fiat înseamnă lumea cripto. Băncile astea, Silvergate, care era full pe cripto, da? Și Silicon Valley Bank, care a finanțat o grămadă de afaceri și startup-uri în domeniul ăsta cripto, au fost pur și simplu decimate. Signature Bank, la fel am vorbit și în clipul anterior, nu avea nicio treabă cu insolvența, ba chiar avea mai mulți bani decât astelalte care erau insolvente și acum sunt ajutate de Fed. Și pare că hiperinflația se poate întâmpla în următoarele luni, da, în următoarele 3 luni. Deci totul a fost cu documentație pusă la dispoziție, nu doar păreri. Păreri și atât. E, ce ai înțeles tu din betul lui Balaji? Ha, 1 milion de dolari pe Bitcoin în 3 luni de zile. Ce a fumat, mă, ăsta? La fel, nu vreau să-ți bag chart-uri în ochi, da? Chestiile astea le poți verifica. Te duci frumos pe Twitter, vezi ultimele mele tweet-uri,
te duci la balajii după aia și iei documentația, dacă te interesează. Tot ce zic eu acum aici e o chestie pe care am luat-o în considerare dacă te uiți și la clipurile anterioare cu hiperinflație și cu ce face Fed-ul și cu CPI-ul e o minciună și cu inflația adevărată și cu, mă rog. Dar acum, puse cap la cap, au foarte mare sens. Uite de ce. Mă întorc la exemplul ăla care mi se pare excelent, când $1 miliard vin în depozite bancare, da? Eu, tu, încă vreo 1 milion de oameni, mergem și ne depunem banii pe care i-am muncit într-o bancă, da? $1 miliard, să zicem, da? Banca asta nu o să țină banii aia, pentru că știe clar că banii aia ușor, ușor se devalorizează. Așa că ce o să facă? O să ia cam 90% din banii aia, poate nu sunt 90%, poate sunt doar 40%, poate sunt 50%, habar n-am. În principiu, o să cumpere foarte multe chestii care le produc yield, randament. Ce cumpărau ăștia anterior, când Fed-ul a zis că nu va majora practic peste 1,5% ratele dobânzilor, ca să nu depășească randamentul bonzurilor, da? Cumpărau bonds, treasuries, care dădeau un randament. E, după ce Fed-ul, bineînțeles, a mințit și a făcut opusul, acum bonzurile alea valorează doar 60%. Așa că banii aia, să zicem, hai să nu zicem tot miliardul ăla cu care am mers noi, hai să zicem doar 60%, da? 600 de milioane de dolari, acum valorează, din păcate, doar 60%, adică vreo 360 de milioane de dolari. Deci, toate băncile astea de care vorbeam, că sunt aproape insolvente, și bineînțeles inclusiv banca noastră la care am mers să depună banii, au pierderi nerealizate, da? Banca respectivă a noastră are 240 de milioane pierderi. Așa că noi, dacă mergem înapoi să ne scoatem tot miliardul, pentru că vrem banii cash înapoi, i-am muncit, ne e frică, facem un bank run. Miliardul ăla nu mai există odată. Există doar niște bonzuri, da, niște treasuries, care mai valorează doar 360 de milioane de dolari. Și ca să-i obțină măcar pe aia să ne dea ceva înapoi, dacă vrem 36% din cât am depus, $1 miliard toți, dă-ne mă 36%, e ok. Ei trebuie să vândă bonzurile alea mai departe către cineva. Cineva trebuie să le cumpere. Nici dracul nu o să vrea să cumpere pe minus bonzurile. Asta e problema adevărată. 300 de bănci în situația asta. Cel puțin. Poate se mai află după aceea. Așa că Fed-ul ce a zis? Banca aia, banca aia, du-te dracu tu, banca aia altă, tu nu, 300 de bănci baftă, tu și tu. Haideți cu mine. Uite cum facem, da? Aveți nevoie de bonzurile alea, aveți nevoie de 600 de milioane înapoi, da? Vi dăm, dați-ne obligațiunile alea înapoi, vi le cumpărăm la premium price, adică la 100% cât ați dat pe ele, adică 600 de milioane. Luați 600 de milioane înapoi, doar că banii ăștia pe care vi dăm full price pe bonzurile astea o să aibă și o dobândă și într-un an de zile trebuie să dați tot înapoi. Deci aveți doar un an de zile. Tu și tu luați cash-ul, dați înapoi către cei care vor să scoată bani închizi și gata, sunteți solvenți. Nu vă faceți griji. Restul 295 sunt ok. De fapt nu sunt ok, sunt baftă. E, asta explicam de ceva timp și pe TikTok și aici pe YouTube. Banii pe care noi îi vedem pe telefoanele noastre nu sunt în bancă, din păcate, e doar încredere, da? Încrederea se pierde în cascadă, într-o mare așezare de piese domino, în timp ce lumea se panichează și vedem, de ce vedem roanul ăsta pe Bitcoin, a ajuns la 28.000 și pare că vrea să meargă și mai sus, pare că vrea să meargă la 1 milion, nu, glumesc. E doar o narrativă, nu mai iau după asta, mă iau numai și numai după ce se întâmplă în spate, da? Dacă ăștia fac ce au zis că fac și în iulie dau drumul la Fed Now, da? Practic ce o să se întâmple? Cei care au acceptat ajutorul Fed, lichiditățile se vor duce în piață la oameni, Fed lansează CBDC-urile și atunci toată lumea va fi prinsă în programul ăsta cu legătură aproape directă către Fed. Ce poate să facă Fed-ul după aceea? Să pună condiții. Când și cum iei bani? Câți bani? Infinit. La fel, să mărească pur și simplu balance sheet-ul de care vorbeam, care se duce la infinit. Și din cauza asta se poate intra în hiperinflație instant, să ajungi cu prețuri exact cum s-a întâmplat în Germania. Și ăsta este exemplul pe care vreau să-l dau. În Germania, înainte să înceapă al doilea război mondial, da? În timp ce Germania printa foarte mulți bani ca să dezvolte mașinăria de război, trebuia să ia bani de undeva, nu putea să ia din taxe, nu putea să facă un fond de urgență de la oameni, ca oamenii să vină să zică, da, vrem război. Iar banii. Nu, au printat pur și simplu mult prea multe mărci germane care au ajuns să nu valoreze nici cât tapetul de pe perete, așa că oamenii luau mărcile astea și le tapetau pe perete pentru că era mai scump tapetul, care era tot din hârtie. Așa de nevaloroase au devenit mărcile germane și ghiși s-a întâmplat premergător în timpul ăsta până să apară hiperinflația. Oamenii cu bani, da, cei cu capital mult, știu chestiile astea dinainte. Așa că ce o să facă? O să cumpere pământuri, o să cumpere chestii cu rezervă limitată. Aur, tablouri, diamante, totul a explodat în preț în momentele alea și nu s-a oprit. Ghiși ce se întâmplă în momentul ăsta inclusiv în SUA, inclusiv la noi în țară dacă te uiți. Și lumea crede că o să vină o criză financiară în imobiliare și terenuri și aur și chestii de genul ăsta. Eu nu cred, dacă intrăm în hiperinflație, ceea ce asta mi explică toată documentația asta. Asta mi explică comportamentul oamenilor, deci au cumpărat ca nebunii, da, după ultimele printări de bani, mai ales ale dolarului, că despre asta vorbim, și au cumpărat chestii cu rezervă limitată, ca să nu fie prinși în jocul ăsta de hiperinflație. Din păcate, aici vreau să ajung, oamenii săraci
o vorbeli. Dacă hiperinflația asta se întâmplă cu rezerva monetară globală, care este dolarul, celelalte rezerve monetare, valutele naționale, nu vor mai valora nimic. Și atunci, pentru că actorii din piață își dau seama că Bitcoin este foarte valoros pentru că se poate cumpăra de oriunde, pur și simplu nu trebuie să ai un cont bancar neapărat. În plus, poți să-l iei de la tine din țară și să pleci în altă țară, nu trebuie să ții un teren undeva. Ba chiar este deschis inclusiv pentru săraci să-l cumpere. Dacă Fed-ul face exact chestia asta, se oprește din mărit ratele dobânzilor, le stabilizează ceea ce așteptăm încă din decembrie, am vorbit aici pe canal. Dacă au posibilitatea să arunce pur și simplu cu bani în piață. Și uite-te la Fed Balance Sheet, da? Cum a explodat pur și simplu în decurs de o săptămână. Și jumătate din QT-ul ăsta de care vorbeam a fost anulat, jumătate, în decurs de o săptămână. Tocmai de asta balajul ăsta a făcut betul ăsta nebun, care nu mai pare chiar așa nebun, pentru că hiperinflația când se întâmplă, se întâmplă foarte, foarte agresiv, deodată, în decurs de luni de zile. Asta s-a întâmplat în Venezuela, asta se întâmplă în Turcia, de exemplu. Se întâmplă în Argentina, se întâmplă cam peste tot în lume în momentul ăsta. De asta vă ziceam inclusiv din iarnă, este o mare greșeală să nu aveți un pic de Bitcoin. Din ce rezerve de bani aveți deoparte și nu faceți nimic cu ele? Bă, un pic de Bitcoin să aveți deoparte, să-l țineți pentru fix ce se întâmplă acum. N-aveam de unde să știu că o să se întâmple nebunia asta. Însă, fundamental vorbind, vedem cum băncile pică ca muștele și Bitcoin crește ca un animal preistoric. De ce? Este o întrebare la care răspunsul l-am discutat în jocul de lichiditate. Asset-urile cu rezervă limitată, cu scarcity, au cerere foarte mare în momente de genul ăsta. Când se dă drumul la printare de bani, nu contează care e fundamentul printării de bani, că unii zic că ăsta nu e QE, este BTFQ ăla. Alții zic că printarea de fapt se face de la cererea oamenilor și după aia Fed-ul înregistrează pe bani. Nu contează! Când se vede chestia asta pe grafic, actorii din piață, oamenii cu bani, cu capital foarte mult, își fac jocurile dinainte și intră în chestii cu scarcity. Iar dacă rezerva globală mondială este dolarul și toate națiunile o folosesc, îți trebuie o rezervă globală care nu poate fi confiscată, taxată, furată pe un singur teritoriu, pe o jurisdicție unde sunt alte reguli versus la tine în țară. Vrei un asset digital cu scarcity. Și de-aia vedem pump-ul ăsta super agresiv pe Bitcoin. Încă o dată, eu nu zic în ce să investești, nu mă interesează. Eu nu câștig nimic că investești un Bitcoin. Dacă mă ascultai din iarnă, nu știam că vin chestii de-astea nasoale, dar de-aia zic că este o greșeală pe termen lung de acum încolo, să nu ai niște Bitcoin. Vezi jocul de lichiditate, este Moca, da? Și poți citi e-book-ul ăsta neapărat. Am discutat mult mai multe chestii, la fel și o parte de hiperinflație, ce face Fed-ul de la incepție până acum, carieră, business, bani. Cam atât pentru azi.